Permiteți să vă dau voie să vă urez bine ați venit tuturor. Suntem la primul webinar, la prima nouă serie de webinarii. Sunt Diana Andone, directorul Centrului de e-learning din Universitatea Politehnică din Timișoara și gazda și organizatorul, să zicem, acestor webinarii. Împreună online a fost o serie de webinarii care a durat un an și jumătate, a fost începută în aprilie 2020, le-am finalizat în iunie 2021, am avut 30 de webinarii. Noi credem că am construit o comunitate care a învățat împreună, care a învățat să se sprijine împreună, să găsească soluții, să-și îmbunătățească capacitățile împreună. Pornim astăzi o nouă serie de webinarii, construim împreună, fiindcă ne dorim ca această comunitate să învețe să construiască împreună, să-și crească valențele, să-și îmbunătățească competențele, dar mai ales să încerce să schimbe ceva. Primul acest webinar îl dedicăm cumva învățământului preuniversitar, poate și datorită situației un pic mai diferite în care se află învățământul preuniversitar și din județul Timiș și din Timișoara în ultima perioadă. De aceea l-am numit ce înseamnă transformarea digitală în învățământul preuniversitar și mă bucur să avem alături de noi și am să încep cu, chiar dacă e gazdă deocamdată sau semi-gazdă, cu domnul conferențiar universitar, doctor inginer Florin Drăgan, care este rectorul Universității Politehnica din Timișoara. Bună ziua tuturor! Și voi continua cu domnul profesor doctor Marin Popescu, care este inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Timiș. Bună ziua, mulțumesc mult de invitație! Bună ziua și voi continua cu doamna profesor Patricia Pisano, care este directorul Casei Corpului Didactic Timiș. Bună seara! Bună seara tuturor! Eu am rămas pe bună ziua încă, dar asta este. Așa cum am zis la început, vom încerca să vorbim un piculeț despre ce înseamnă aceste principii de transformare digitală și cum sunt ele. Și astfel, mai întâi voi încerca să vă prezint câteva aspecte legate de ce înseamnă să construim împreună învățământul preuniversitar, cam ce s-a întâmplat și o analiză făcută de extern, deci de Comisia Europeană, asupra învățământului românesc. Pentru aceasta, dacă îmi dați voie, am să vă prezint direct, am să intru direct în modul prezentare. Și voi prezenta direct această prezentare. Să-mi spuneți, vă rog să-mi certificați că totul este în regulă. Da. Mulțumesc. Deci, cum am spus, acest prim webinar care începe astăzi, construim împreună ce înseamnă transformarea digitală în învățământul preuniversitar, are invitați de marcă, să sperăm că și domnul profesor Cosmin Hogea, care e inspectorul școlar general adjunct din Timiș, ni se va alătura în curând și vom reuși să discutăm și cu dânsul. Ce înseamnă această transformare digitală în învățământul preuniversitar și ce întrebări ne punem noi sau ce întrebări considerăm că sunt vitale? Dar mai întâi să prezentăm Politehnica. Politehnica a sărbătorit recent 100 de ani, a avut un centenar foarte frumos care a fost și premiat de către PR Awards recent și aceste webinarii sunt organizate de către Centrul de IDIFR și e-learning. Găsiți foarte multe informații despre educația digitală, despre ce face centrul de e-learning.pt.ro, unde găsiți și toate înregistrările de la toate webinarile anterioare împreună online și veți continua să le găsiți și pe acestea începând de astăzi, să zicem, din această serie. Ce înseamnă transformarea digitală și cum o înțelegem noi? În primul și în primul rând, întotdeauna este nevoie de viziune. Probabil că această viziune se construiește în timp și se construiește crezând cu tărie că ceea ce faci poate schimba viitorul. Viziunea nu înseamnă că poți să faci ceva pentru un an sau doi, ci pentru o perioadă de cel puțin 5-10 ani.
și veți vedea că acest lucru se poate întâmpla. Eu cred cu tărie că având viziune atât la nivel de conducere, de lider, de conducător, dar și la nivel de ceea ce noi numim early adopters, ambasadorii care promovează schimbarea, lucrurile se pot schimba și pot să se întâmple. În Universitatea Politehnică din Timișoara, acest lucru, din punct de vedere al educației digitale, a început de prin 2008, 2009, 2010, cu o viziune foarte clară de digitalizare și digitalizare și acum ne aflăm, sperăm noi, într-un mod complet de transformare digitală. Ce înseamnă acest lucru pentru noi cu transformarea digitală? Faptul că încercăm să urmăm acum Planul European de Acțiune privind educația digitală 2021-2027 și în special să încercăm să implicăm, avem foarte multe proiecte și activități privind certificatul de competențe digitale, cât și mai ales posibilitățile de a încuraja participarea femeilor în STEM și posibilitățile de îmbunătățire a acestor competențe digitale prin diferite programe și structuri, atât de mentorat cât și de cursuri. Primul lucru care trebuie să-l faci și l-am făcut și noi în acest proces de transformare digitală este autoevaluarea. Trebuie să știi unde te afli. Pentru învățământul preuniversitar, fiindcă despre el vorbeam, cea mai bună unealtă de autoevaluare și chiar vă recomand, știu că am menționat-o de câteva, este Selfie, da? Unealta dezvoltată de comunitatea europeană care evaluează la nivel de școală, acum evaluează și la nivel de individ, ultima ei dezvoltare Selfie 2, și care permite să-ți analizezi din punct de vedere al resurselor, atât fizice, materiale, cât și digitale, a resurselor umane, a viziunii și a ceea ce îți dorești să realizezi, care este statusul educației digitale și transformării digitale în școala ta. De aceea vă sugerez cu tărie să urmați. Pasul 2 este crear de competențe. Veți vedea că și Selfie vă indică acest lucru, că cel mai important lucru este să puteți să creați competențe atât în cadrul profesorilor, dar și în cadrul elevilor sau întregii infrastructuri de suport și a actorilor care lucrează împreună cu școala dumneavoastră. Cel mai bun exemplu este să încercăm să încurajăm pe toată lumea să meargă spre DICOM 2.2, care a fost lansat în 2021, care este parte integrată din curriculum vitae european și care trebuie să poată să valideze, așa cum acum 15 ani s-a început validarea cunoașterii limbilor străine, acum să valideze competențele digitale pe toate cele 8 paliere și 3 niveluri de structurare. Pentru noi, pentru cei care lucrăm în educație, întotdeauna uităm la DICOMPED, la framework-ul, structura de competențe digitale pentru educatori. Și după cum veți vedea, și sunt convinsă că sunt foarte cunoscute acestea, el vorbește atât despre competențele profesionale ale educatorilor, cât și despre cele pedagogice, dar și despre competențele celor care învață, a elevilor, a studenților, cum vrem să-i numim. Iar acestea sunt nu numai competențe digitale, ci sunt și competențe transversale, care pot să ducă la îmbunătățirea capacităților de învățare și de educare și la capacitatea de a îmbunătăți și de a încuraja atât elevii cât și cadrele didactice să-și folosească toate cunoștințele și toate abilitățile spre a crea cunoaștere și schimbare. Acestea sunt lucrurile cele mai importante care rezultă întotdeauna din DICOMPED. Celălalt lucru care trebuie făcut, și nu zic că doar că vrem să-l facem, ci trebuie făcut, este crearea unei comunități. Știm foarte bine că comunitățile schimbă. Schimbă lumea, schimbă mediul, schimbă conceptele și schimbă structuri. Comunitățile se creează pe baza unor principii. De cele mai multe ori vorbim din literatură și din toate faptele pe care le face de communities of practice, comunități participative, care se bazează pe o zonă, pe un subiect, profesori de fizică, profesorii dintr-un oraș, profesorii pe o anumită temă sau pe un anumit interes. Sunt de asemenea communities of inquiries, comunitățile care își pun întrebări, care vor să facă ceva, comunitățile care, de exemplu, doresc să schimbe modul de evaluare al elevilor sau comunitățile care doresc să încerce să îmbunătățească modul prin care elevii accesează cunoaștere, prin modul prin care nu copiază, diferite modalități. Noi vorbim acum deja din ce în ce mai mult de comunități transformative. Sunt comunitățile care încearcă să schimbe și să îmbunătățească ceva. Acest lucru am încercat să-l facem prin webinarile împreună online
într-un an și jumătate până în iulie 2021. Acest grafic le arată doar pe ultimele 22. După cum vedeți, am avut o comunitate de peste 10.000 de participanți, 144 de persoane care au prezentat, 32 de moderatori sau de persoane care împreună cu mine am încercat să sprijinim această transformare digitală, peste 30 de instituții și de organizații, atât europene cât și internaționale, cât și din România, au sprijinit aceste webinare și am eliberat 9.917 certificate digitale deschise, așa cum și pentru acesta introducem un nou certificat digital deschis, Construim Împreună. Au rezultat peste 60 de ore de informații, tutoriale, dezbatere, gânduri, speranțe pentru educația digitală și de a ne sprijini unii cu alții cum să putem să facem față acestor perioade și cum putem să învățăm ceva și să schimbăm lucrurile pe viitor. Toate sunt disponibile atât pe site-ul celului, cât și pe canalele noastre de pe YouTube și de pe Facebook. Toate aceste webinari au fost puternic sprijinite de câteva organizații. În primul și în primul rând, Asociația IEEE din România, care este asociație națională, partea internațională a celei mai mari organizații de ingineri specialiști în zona, să zicem, calculatoare, electronică, tehnologii, etc. Asociația Europeană EDEN, care este cea mai puternică asociație în zona de e-learning din Europa, cât și Asociația Română a Universităților Tehnice, ARUT, care împreună certifică și validează inclusiv certificatele digitale deschise pe care noi le eliberăm în numele Universității Politehnică din Timișoara. Ceea ce cumva a fost din nou o inovație și o noutate pe care am introdus-o în România. Aici este o mică evaluare a acestei comunități. Pentru prima dată le prezentăm acest lucru. În primul și în primul rând am vrut să vedem câți dintre dumneavoastră au considerat, conform chestionarului, că acest webinar le-a întrunit așteptările. Cei mai mulți dintre dumneavoastră au spus către o foarte mare întindere, deci au fost foarte încântați de ele. Unii au zis că pe undeva așa și așa, unii foarte puțin, alții au fost blank, unii n-au răspuns deloc. Din păcate avem și foarte mulți, jumătate, mai mult de jumătate, care nu au răspuns la acest webinar, la acest chestionar, care întotdeauna este trimis la finalul webinarilor și pe care îl trimiți după aceea prin e-mail. Dar din cei care au răspuns, deci mai bine de jumătate de participanți, din cei peste 10.000, repet, de participanți, după cum vedeți, au apreciat destul de bine și destul de pozitiv webinarii. Unele dintre ele cu o mică variație puternică mult mai sus, altele ceva mai jos, mai ales în funcție poate și de subiectul pe care ne l-am avut, care a variat de-a lungul timpului. Cel mai important lucru a fost că în acest chestionar noi am avut două întrebări în care am încercat să vedem exact cum comunicați cu elevii și cam ce tipuri de unelte folosiți. Foarte mulți ați răspuns, deci peste 5.000 și ceva de răspunsuri am avut la această întrebare și după cum vedeți, acestea au fost modalitățile cele mai întâlnite de comunicare cu studenții. Pentru noi, acesta a fost un semnal de alarmă, faptul că continuă ca WhatsApp-ul să fie cea mai întâlnită comunicare cu elevii și cu studenții și că multe altele care sunt unelte sigure, confidențiale și care pot să indice exact nivelul de interactivitate, continuă să nu fie folosite. Și acest lucru ne-a încurajat că este nevoie de mai mult și că multe dintre unelte și din competențe trebuie să fie încurajate de a fi folosite. De asemenea, școlile trebuie să se pregătească să folosească și să indice aceste unelte pentru a putea fi folosite și să aibă structura și infrastructura pentru ele. De asemenea, a fost cealaltă întrebare, ce platformă de educație digitală online, learning management system folosit. Cel mai mult, fiindcă marea majoritate a celor care răspund au venit din mediul preuniversitar, a rezultat Google Classroom, de-abia după aceea platformele dedicate fiecarei universități, Kahoot, Worldwall, da? Deci care generează exact acest tip de analize, Learning Apps, Kinderpedia, Meet, Mentimeter și multe alte unelte care, să zicem, au avut o întindere ceva mai redusă.
Pentru noi a fost din nou încurajator faptul că o platformă care a fost oferită general de către atât de către școli, cât și de către Ministerul Educației a fost folosit și utilizat în continuare. Acestea sunt certificatele pe care dumneavoastră le-ați câștigat, care sunt integrate în Badger pentru cei care participă la aceste webinarii, pun întrebări și activează în cadrul lor. Noi am mai eliberat încă o altă serie de certificate. Sunt certificatele care sunt dedicate participării la activitățile Muzeului Universității Politehnica din Timișoara, la workshop-urile dedicate competențelor atât de educație digitală, cât și competențelor digitale pe care noi le-am dezvoltat de-a lungul anilor. În curând, în 11 martie, vom avea următorul workshop. În 3 decembrie am avut celălalt workshop care a fost dedicat competențelor digitale. Cum puteți să mai îmbunătățiți aceste competențe? Și voi prezenta la finalul acestui webinar platforma Unicampus. Înscriindu-vă pe platforma Unicampus, care oferă cursuri online gratuite în limba română, cele mai multe dintre ele, și unde puteți să vă îmbunătățiți aceste competențe. Și la sfârșit să obțineți un certificat digital care să vă valideze că ați absolvit aceste competențe și multe dintre ele sunt strict legate de competențe digitale. Așa cum am spus, ai nevoie de viziune, de structuri, de politici, de comunitate, dar și de validare. Această validare rezultă și din urma certificatelor pe care le obțineți și a acestor workshop-uri pe care noi în Politehnică încercăm să le sprijinim și să le integrăm cât se poate de mult, cât și mai ales prin diferite cursuri și structuri pe care vă sunt oferite și unde Casa Corpului Didactic are un rol bine definit. Acum câteva cuvinte despre această analiză care a fost realizată în cadrul monitorului educației și formării care se face în fiecare an. 2020 a fost celălalt an, 2021. De ce ne uităm atât de mult la 2021? Din punctul meu de vedere, 2021 este un an definitor. Eu l-aș compara doar cu 2017, într-o orice analiză științifică aș face. De ce? Pentru că anul 2021 conține deja un an care nu a mai fost un an disruptiv. Deci nu a mai fost un an în care educația a avut o problemă majoră de la trecerea online, la complet închiderea școlilor în pandemie. Deja au putut să existe structuri și modele care să încurajeze cum să se facă educație și în online. Într-o mare parte a acestui an, multe dintre clase, multe dintre școli s-au întors înapoi în clasă, deci au început să facă educație fie hibridă, fie deja complet fizică. Deci el este mult mai definitor privind ceea ce se întâmplă, să zicem, în educația atât din Uniunea Europeană, cât și din România. El este liber, îl puteți găsi online și puteți să-l citiți. Este o lectură destul de interesantă asupra politicilor, asupra modului în care poți să definești politicile din România. Câteva lucruri am să vreau să vă atrag atenția. Aici sunt datele din România și, bineînțeles, media Uniunii Europene la nivel de 27, cât și ținta care a existat pentru 2030. Noi suntem mult sub media europeană și, după cum vedeți, scădem în această medie europeană și în această participare la educația timpurie. Deci cei care de la 3 până la 7 ani intră în educație. Ținta de 96% este departe de a fi întâlnită sau îmbunătățită. La fel, avem tineri cu competențe scăzute de până la 15 ani, cu competențe scăzute la citire, matematică și științe. Ținta noastră a fost sub 15%. Media Uniunii Europene este undeva pe la 22,5% și la noi este între 40 și 47%. Deci, dublu aproape decât media Uniunii Europene, tinerii au competențe scăzute la cele mai de bază, să zicem, competențe pe care există. De asemenea, foarte mulți părăsesc sistemul de educație în destul de timpuriu, deci nu reușesc să facă niciun fel de educație, să zicem, superioară sau post-liceală sau de formare. De asemenea, foarte mulți absolvă învățământul terțiar, învățământul universitar, între 25 și 34 de ani, 25%. Deci, față de o medie europeană de 40%, acest lucru înseamnă că
foarte puțin totuși reușesc să finalizeze studii superioare sau studii toți liceale, ceea ce înseamnă ISCED 5-6, deci învățământul terțiar, la o vârstă cât de cât rezonabilă. Din păcate, România nu are date și nu le poate strânge. Acesta a fost răspunsul care l-am primit și de la minister când s-a făcut această investigație, privind activitățile de învățare între 25 și 64 de ani a adulților. Ce determină acest lucru? În primul și primul rând sunt cheltuielile. Cheltuielile publice pentru educație. Procentul din PIB alocat educației față de media europeană. Suntem la jumătate. Deci dacă e să facem o paralelă între dublul ieșirii din educație timpurie, dublul competențelor scăzute și această jumătate a finanțării, poate că avem oarecare explicație primară, dar nu este doar aceasta. Cealaltă se datorează în primul și în primul rând lipsei majore de oameni care să lucreze și care să învețe pe tot parcursul vieții, care să formeze pe tot parcursul vieții și care să încurajeze. Pentru că se știe, dacă adultul încurajează și își dorește să facă învățare, atât de învățământ superior, cât și învățare periodică, pregătire periodică, și copilul va fi încurajat să învețe și să-și îmbunătățească competențele, atât în perioada timpurie, cât și pentru mai târziu. Deci, pandemia a avut clar un impact negativ asupra bunăstării elevilor în educație, riscă să agraveze aceste inegalități atât de educație cât și digitale, de competențe digitale, mai ales pentru elevii rom și cei din învățământul rural. Aceste lucruri au fost puternic dezbătute și în presă și de foarte multă lume, dar există o speranță prin mecanismul de redresare și reziliență care speră că va facilita aceste investiții și va încuraja și participarea adulților la activitățile de învățare, tocmai pentru a dezvolta aceste competențe care sunt necesare în economie. Aici este o altă figură care exact acel lucru spune, participarea la educație timpurie, în care, după cum vedeți, România este foarte scăzut. Mă rog, mai este Slovacia și Grecia care are același nivel scăzut de al copiilor, al tinerilor, al copiilor mici, de fapt, care participă la școală în învățământul primar obligatoriu, dar este departe de ceea ce este, să zicem, ținta europeană sau măcar media europeană. Cum putem să schimbăm acest lucru? Eu cred cu tărie că doar prin colaborare, doar prin aceste comunități transformative, lucrurile se pot schimba. Există nevoie și de finanțare, și de structuri, și de politici, și de viziune, dar numai oamenii pot să facă schimbarea. Poate să vină orice politici și orice structură să existe, dacă oamenii nu doresc să facă schimbarea, ea nu se va întâmpla. Aceasta este echipa cel care îi mulțumesc, este și astăzi în spate, încearcă să asigure tot suportul și tot sprijinul pentru desfășurarea acestor webinare și încearcă să vă răspundă la toate nevoile și la toate informațiile pe care ni le solicitați de-a lungul timpului. Și acum am să încerc să merg direct și să pun primele întrebări și am să încep la modul foarte general să vorbesc, să zicem, poate despre ce înseamnă acest lucru și nu, știu sigur că știați de ele, domnule profesor Marin Popescu, deci nu este pentru prima dată când le vedeți. Noi și în discuții private am mai dezbătut acest lucru și le-am mai încercat să găsim idei și soluții. Dar ce credeți? Cum simțiți acest lucru când vedeți? Care este situația? Și de fapt, atât prin aceste webinari, cât și prin platforma anti-COVID, ați încercat să schimbați lucrurile aici în Timiș. Cum le vedeți acum, după aproape 2 ani în curând de pandemie? Vă auzim prost, pentru că un pic mai tare. Eu vă aud foarte bine, nu mă auziți? Acum mai bine, da. Mulțumesc. Mai bine? Să mă apropii de microfon, poate mă auziți mai bine. Mulțumesc mult, doamna profesor, distinsă domnule rector, doamna director, stimați colegi, profesori de oriunde din țară. În primul rând aș vrea să mulțumesc Politehnicii pentru faptul că a fost în acești 2 ani de zile alături de învățământul universitar din Timiș. Numai faptul că am fost invitați de nenumărate ori pe această platformă care generează plus valoare dintr-o perspectivă a ceea ce a prezentat și doamna profesor, dintr-o perspectivă a relației cu zona de învățământ universitar, este un beneficiu. Și trebuie să recunoaștem că
suferind din perspectiva aceasta ceea ce înseamnă îmbunătățirea zonei nu neapărat de competențe, ci de echipamente în învățământul preuniversitar. Chiar și diferența rural-urbană este una semnificativă și o să o punctez imediat. Aș vrea să vă spun că experiența aceasta de 2 ani de zile aproape, de la debutul pandemiei, s-a focusat pe două lucruri importante, aș spune eu. Și anume, primul e legat de impact, impactul pe care l-a avut debutul pandemiei. Și trebuie să recunoaștem acest lucru, că n-a fost pregătit cel puțin în zona preuniversitară, poate și în alte zone ale educației sau alte domenii, dar cu siguranță zona preuniversitară n-a fost pregătit vis-a-vis de acest detaliu. Ca urmare, trebuie să recunoaștem acest lucru. Nu e o noutate că suntem luați prin surprindere în România. Este o noutate faptul că pandemia cu siguranță a adus beneficii în zona învățământului preuniversitar, dar în același timp, odată cu beneficii, a adus și alte situații inedite la care trebuie să găsim soluții. Pentru că impactul a fost foarte important și cu siguranță în primele luni, final de an 2020, an școlar 2019-2020 și debutul anului școlar următor, a fost undeva, aș spune, la relanti sau cu frâna trasă pornit, pentru că nu poți într-un timp atât de scurt, și asta înseamnă, gândiți-vă, martie, 4 luni, 5 luni, să îmbunătățești foarte mult competențele digitale ale tuturor profesorilor din învățământul preuniversitar, mai ales că există diferențe între zona rurală și urbană. Dar trebuie să recunoaștem că profesorii noștri, cărora le mulțumesc foarte mult pentru efortul pe care l-au făcut în acești 2 ani de zile, a fost unul fabulos și au avut o disponibilitate extraordinară de updatare, de pregătire și acest lucru este benefic. De pregătire pentru un nou început, pentru un nou început dintr-o perspectivă ce înseamnă învățământ. Îmi place unor să spun că am dat sens educației, dar este prea light, prea ușor din această perspectivă. Lucrurile au fost dificile. Împreună cu profesorii le-am și cu dumneavoastră, partenerii noștri, am putut să le scoatem încet, încet la liman și probabil că o să vorbim pe parcursul acestui eveniment și de prejudecăți și de emoții și de temeri pe care le-am avut cu toții, începând de la elevi, părinți, profesori. Aș vrea să punctez un lucru, zic eu, foarte important și anume ecartul rural-urban. Pentru că zona urbană a fost pregătită din perspectiva ceea ce înseamnă informație, servicii de internet mult mai bune, echipamente, un interes mult mai mare a profesorilor din zona urbană față de cei din zona rurală. În zona urbană a avut deficit pe toate palierele, începând de la echipamente, de la servicii de internet de calitate, de la o updatare a competențelor digitale sau îmbunătățirea acestora. Și ca atare am încercat să găsim soluții la toate aceste probleme. Evident că efortul a fost unul comun. Și eu cred că cel mai important lucru pentru inspectoratul școlar și pentru colegii mei din județul Timiș a fost resursa umană la care ne-am gândit prima dată. A pregăti sau îmbunătăți competențele digitale ale colegii noștri în învățământul preuniversitar rural a fost prioritate zero. Pentru că nu ne doream ca ecartul între rural și urban să se mărească foarte mult. Pentru lucrurile sunt foarte clare, s-a mărit, dar am vrut undeva să rămână în aceleași limite. Am făcut apel la tot ceea ce înseamnă zona de sprijin în vederea echipamentului, de la sponsorizări, donații, programe la nivel județean, al consiliilor județene, ale primăriilor, ale sponsorilor, programe la nivel guvernamental, care au dus prin programul ROS și de asemenea prin programul prin care s-au distribuit tablete unităților de învățământ, au dus undeva într-o zonă în care am încercat și am adus undeva zona de echipamente la un nivel destul de bun, astfel încât să ne permită și îmbunătățirea competenței în același timp și pregătirea pentru activitățile didactice online. Da, așa este. Am o întrebare pentru dumneavoastră, mult mai practică și mult mai exactă. Din toamnă, să zicem, multe școli s-au întors în clasă. Ultima perioadă, mai ales, poate cu atât mai mult, eu știu că undeva la 24 de școli din județul Timiș, la ora actuală, învață online sau hibrid. Foarte mulți copii sunt bolnavi și sunt în carantină. Unele școli, din cauza de fric, de lipsă de căldură și de condiții adecvate de școală.
Cât este de dificil, din perspectiva dumneavoastră, fiindcă ca și lider, îți asum răspunderea aceasta, cât este de dificil să poți să gestionezi, să zicem, școli care astăzi sunt două zile cu copii, cu profesori, cu structuri, cu absolut tot ce înseamnă managementul universitar, dar și viața fiecărui copil și a fiecărui profesor, astăzi să fii în clasă și peste două zile să te muți imediat online, să primești seara mesaj, de mâine învățăm online, de luni învățăm online. Care este impactul și ce credeți? Ce mesaje aveți de la cadrele didactice și de la părinți și de la copii? Și am să-i rog și pe cei care participă, mă bucur că suntem aproape 600 aici în Zoom astăzi, vă rog foarte mult să puneți întrebări și în Q&A și pe chat. Nu e nevoie să vă treceți numele și de unde veniți. Noi primim aceste informații în momentul în care dumneavoastră v-ați înscris la acest webinar, iar la final colegii mei vor pune un link către un chestionar unde puteți să vă scrieți numele și instituția de unde veniți ca să puteți să primiți certificatul digital. Deci revin, domnule Popescu, și rog și pe participanți să vă pună întrebări și dumneavoastră și doamnei Pisanu și domnului profesor Drăgan. Deci, ce mesaj ați primit? Am reținut că întrebarea e una pertinentă într-un context pe care îl trăim, și anume a preda hibrid. Deja am trecut de la o perspectivă a preda online, adică predăm la toți copiii acasă, dar sau toți elevii acasă, dar avem perspectiva aceasta în care, iată, situația se schimbă de la o zi la alta, de la unitate de învățământ la alta. Ordinul comun duce unități de învățământ sau clase în online, duce numai elevi în online și gata, trebuie să ne adaptăm la o astfel de situație și trebuie să recunoaște că este una foarte grea. Pentru că pe lângă elevi se îmbolnăvesc și profesorii. Directorii unităților de învățământ fac un efort extraordinar de mare pentru a acoperi nevoia de resursă umană și mă refer numai la resursă umană și n-am intrat în detalii referitoare la ce înseamnă echipamente. Pentru că această perspectivă a echipamentelor, chiar dacă a fost acoperită în mare măsură, nu există în capacitatea de a preda hibrid la un nivel foarte mare, foarte înalt, foarte bun. Și eu cred că perspectiva următoare este foarte, foarte importantă dintr-o perspectivă a tehnologiei pe care o vom folosi în educația din preuniversitar. Pentru că față de noi, sigur, zona universitară este updatată, e dotată, aveți o altă perspectivă acolo. Repet, colegii mei profesori fac eforturi extraordinare pentru că, gândiți-vă, în contextul în care eram față în față, încercam să dirijăm învățarea. Regizam lecția foarte frumos, transmiteam cunoștințele, evaluam nivelul cunoștințelor, dirijam învățarea, eram aproape de elevi, lucruri care nu le mai regăsim acum. Dirijarea undeva este mult mai complicată, da? Trebuie să fim atenți la elevii din clasă, trebuie să fim atenți la elevii care sunt acasă fiind în context pandemic infectat sau, eu știu, contact direct izolat. Ca atare, efortul este unul amplu. Paralel sau în același timp cu aceste detalii, vreau să spun că trebuie să fim atenți și la regulile pe care trebuie să respectăm în clasă, de la a purta masca, a aerisisările de clasă, a respecta circuitele și așa mai departe. Deci lucrurile sunt foarte, foarte complicate și în același timp a zice că anul acesta este un an greu pentru învățământul preuniversitar, nu neapărat din Timiș și la nivel național, pentru că, iată, ne aflăm la mijlocul anului și avem foarte multe de recuperat în această perioadă, dar ne dorim enorm de mult să revenim față în față, pentru că ne-am adaptat la o situație pe care eram obișnuiți. În același timp, a zice că perspectiva aceasta activităților hibrid, de tip hibrid la nivelul unităților de învățământ, este una benefică pentru acei profesori care inovează. Să știți că sunt foarte mulți. Într-adevăr, avem și profesori care se eschivează, da? Trebuie să recunoaștem această realitate, dar să știți că masa lor este una foarte mică în comparație cu masa critică a celorlalți profesori care sunt dedicați și doresc foarte mult să fie alături de elevi. Cu alte cuvinte, perspectiva aceasta a învățământului ibrid este una delicată la învățământul preuniversitar.
Da, și cred că în continuare aceste inegalitate dintre oraș și rural continuă să crească în anumite medii. Avem câteva comentarii și în chat, cât și în zona de întrebări, că mulți spun că nu sunt deloc încântați copiii de educația online. Cineva care vine dintr-o zonă, cred că și rurală, după câte recunosc eu după nume, există niște rutine pe care copiii și le creează la școală și la care nu vor să renunțe. Alții spun clar că nu este semnal bun la internet, de bun de internet în școală și că atunci este mult mai dificil și că predarea în online are alte reguli. Asta este, așa este. De 2 ani de zile noi și echipa celului încearcă să încurajeze și să înțeleagă toată lumea că sunt alte reguli. Acest învățământ de urgență și mutatul imediat nu se face și nu înseamnă învățământ online. Învățământul online înseamnă foarte multă planificare și pregătire anterioară. Noi am sperat ca cel puțin vara lui 2020, cât și vara lui 2021, să permită cadrelor didactice și din mediul preuniversitar exact pregătirea acestor materiale. În acest sens, cumva aș vrea să mut discuția aceasta, domnule inspector, spre o zonă a creierii de competențe. Inclusiv sunt aici întrebări legate de certificatele digitale, de exemplu, că Inspectoratul Școlar Județean nu le recunoaște pentru gradațiile de merit, de exemplu, deși știu că chiar noi doi am semnat o înțelegere privind această posibilitate de recunoaștere a inspectoratelor. Nu recunoaște, nu face. Da, corect. Și acum, fiindcă vorbim cu... Participă la astfel de evenimente și este un lucru îmbucurător pentru, atât pentru mine, cât și dintr-o perspectivă a unităților de învățământ de care aparțin. Directorii, managerii de dar trebuie să fie mândri de astfel de profesori care la această oră din zi, iată, stau alături de noi pentru a afla detalii, noutăți sau să afla lucruri importante despre educația din preuniversitar. Și nu pot decât să le mulțumesc, să-i felicit pentru acest lucru și mai mult decât atât, să o să recunoaștem, vă asigur, certificatele pe care dumneavoastră le dați colegilor care participă la astfel de activități. Mai ales că încurajăm, iată, tot ceea ce înseamnă zona de învățământ online. Da, așa este și eu mă bucur și așa știam și eu acest lucru. Din nou, o altă întrebare care vine exact în contextul în ceea ce eu doream acum să vorbim, dacă vorbim despre formarea profesorilor, care e realizată, aici spune un coleg în Q&A, că în multe direcții. Multe sunt private și ce se poate face cât să există o abordare comună, acea structură care să permită educația. Și cred că aici domn profesor Marin Popescu, cât și doamna director Pisano, poate să ne dea un răspuns și pom am să încerc să văd și perspectiva Universității Politehnică din Timișoara. Doamna Pisano. Da. În acest context al realității pandemice, oarecum și Casa Corpului Didactic și-a regăsit sau s-a regăsit în atenția colegilor noștri din dorința acestora de a se adapta și de a se forma pe aceste competențe digitale. Acum, desigur, efortul a fost foarte mare din partea noastră, fiind o organizație foarte mică, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră la început, ne-am bazat și noi pe comunitate. Adică toate aceste programe de formare, workshop-urile pe care ne-am concentrat, webinarile, au fost realizate în colaborare cu colegii noștri care au fost autodidacți. Unii dintre ei, alții au beneficiat de formări din partea unor organizații private. Și atunci, în colaborare cu dumnealor, am reușit să mobilizăm cumva colegii pe arii de interes, pe discipline, în cadrul unor workshop-uri care ni s-au părut mult mai aplicate, fiind și de scurtă durată, fiind și focusate pe subiecte de interes comun, astfel încât să reușim să ne mobilizăm în timp util și să oferim ceea ce trebuia la momentul oportun. Această procedură de acreditare, pentru că discutăm totuși de interesul cadrelor didactice pentru acele certificate, care firește sunt folosite în diverse etape de mobilitate, pentru gradații de merit, pentru diverse evaluări. Deci, spuneam, această procedură este destul de dificilă.
Pentru că în afară de faptul că trebuie creat o curiculă pentru un program nou de formare, până obținem acreditarea, până dovedim că avem acei formatori capabili, durează. Și atunci, repet, ne-am focusat pe programe scurte, pe workshop-uri, pe diverse întâlniri în număr redus, în număr mai larg, depinde de tema de interes, pentru a oferi cât de cât un sprijin în adaptarea formării. Într-adevăr, aceasta este poate cea mai problematică, să zic, din perspectiva mea cel puțin, a formării. În primul și în primul rând, structura, să ai modul, să știe lumea ce vrea, evaluarea, să poți să fiecare dintre participanți și dintre profesori și dintre elevi, zic eu, să-și se poată autoevalua încât să știe exact care le este nivelul și unde trebuie să ajungă, și pentru asta poate un mentorat didactic, un mentorat didactic digital ar fi foarte potrivit, sprijinul comunității care te ajută, cred că cel mai mare ajutor la mulți dintre profesori, dar și dintre elevi, a venit de la un elev la un profesor, de la un alt profesor, coleg din clasă, din școală, din zona de domeniu, care i-a spus, uite, la fizică, astea sunt resursele cele mai bune, învață aici, găsește aici. Mulți elevi s-au implicat ei direct în a sprijini și nu numai un anumit profesor, ci structuri întregi, deci și la Loga, și la Moisil, și la Colegiul Bănățean, știu exact grupuri de elevi care au creat structuri, cursuri, modalități online, inclusiv forumuri și o grămadă de alte lucruri ca să poată să sprijine. Dar este al treilea an de educație la mijlocul căruia ne aflăm și la care trebuie să putem să avem o structură clară și să știm unde ne dorim să ajungem. Da, este foarte adevărat. Timpul trece și trece în defavoarea noastră. Însă ne confruntăm cu o realitate pe care nu trebuie să o ascundem. Trecem de la formarea de la predarea de cunoștințe la formarea de competențe. Și este o trecere chinuitoare pentru mulți dintre noi. Deci de-abia reușim să ne resetăm pe ideea de competență, de formare de competență și nu de predare de cunoștințe pur și simplu și de verificare. În acest context de adaptare a venit și digitalizarea forțată, ca să o numim așa, și atunci lucrurile s-au complicat și mai mult decât ne-am fi așteptat. Da, spuneam că este dificil și pentru că nu avem toate resursele pentru fiecare etapă de lecție, dacă pot să o numesc așa. Una este predarea, una este consolidarea, alta este evaluarea. Online lucrurile se transformă și se schimbă astfel încât devin nu dificile, foarte dificile pentru foarte mulți colegi. Mai ales cei care nu sunt de specialități din zona profilului real, să-l numesc așa. Cunosc colegi de matematică, de informatică, pe care întrebându-i nu am reușit să identificăm soluții pentru o evaluare eficientă în partea de online, din păcate. Și aici avem nevoie de un sprijin specializat, poate tocmai din forurile superioare, din partea dumneavoastră, din partea cadrelor din universitate. Da, așa este și fiindcă mi-a ridicat mingea la fileu, ca să spun așa, am să trec și am să-l întreb pe domnul rector, conferențiar Florin Trăgan, despre cum vede Politehnica, Universitatea Politehnica din Timișoara, implicarea în sprijinirea transformării digitale a învățământului preuniversitar. Da, înainte de a răspunde la întrebare, o să vă dau un exemplu. Pornind de la o discuție legată de cum vedem noi lucrurile legate de preuniversitar, o discuție din toamna lui 2020, imediat după alegerile locale, în momentul în care am fost invitați la primărie pentru a fi întrebați cei patru rectori ai universităților de stat din oraș, împreună cu inspectorul general, ce se poate face, poate face primăria pentru învățământ, și eu am răspuns imediat că primăria poate să se focuseze pe preuniversitar, pentru că universitățile
la ora actuală, având în vedere și autonomia pe care au, dar și un mod mult mai complex în care se pot dezvolta, nu că nu au nevoie de ajutor, întotdeauna, oricând, orice investiție e binevenită, dar focusul autorităților locale trebuie să fie în special pe zona de preuniversitar, care avea nevoie de susținere la acel moment. Acum, a fost o investiție și legată de fonduri europene, investiții în echipamente care au mers în zona respectivă a învățământului preuniversitar și în zona rurală. Deci e un mare câștig al acestei perioade nu foarte plăcute pentru noi. Acum, ce face Politehnica din punct de vedere transformării digitale? Noi am avut la finalul anului trecut pe proiectul de universități europene pe care Diana știe foarte bine că ești implicată, care coordonează Radu. Am avut un workshop legat de ce așteptări au partenerii noștri, atât partenerii din societate, din mediul socioeconomic, cât bineînțeles și din preuniversitar. Au fost workshop-uri diferite legat de transformarea universităților pentru zona de 2030, pentru anul 2030. Răspunsurile au fost destul de similare, în sensul că ambele grupe, să spunem, sau ambele, toți partenerii chestionați s-au referit la inovare. Diferențele au venit în sensul în care din mediul socioeconomic s-au referit la o transformare spre zona antreprenorială, bineînțeles, spre digital toată lumea, și iar din mediul preuniversitar s-au referit la o inovare și referitor la curriculă, și la ceea ce înseamnă STEM, la învățământ de tip tehnic sau științific. Deci, pornind și de la acest workshop, pornind și de la nevoile de acolo, dar având în vedere și ceea ce am făcut, pot să vă spun că în ultimii 2 ani, cel puțin, noi am asigurat pentru cadre didactice din preuniversitar, atât prin centrul de e-learning, dar inclusiv prin zona studențească, pentru că studenții de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, de exemplu, pot să ajute în astfel de traininguri, o zonă de training pentru cadre didactice din preuniversitar. Am discutat și am avut deja inițiative pentru a oferi spații în laboratoarele Politehnicii pentru a desfășura activități împreună. Deci, cumva, o deschidere a universității, o punere la dispoziție a infrastructurii universitare pentru ceea ce înseamnă mediul preuniversitar, chiar dacă, la ora actuală, încă avem probleme în ceea ce înseamnă prezență fizică, dar acest lucru, cred că, sper, sunt optimist, se va rezolva în curând și, bineînțeles, în ceea ce înseamnă proiecte dezvoltate împreună cu mediul preuniversitar, pentru că e de interes atât proiectele cât și activitățile pe care le dezvoltăm împreună, atât pentru mediul preuniversitar cât și pentru noi. Aici, prin proiecte dezvoltate împreună, includem inclusiv zonă culturală. Am avut chiar în ultima lună colaborări pe această zonă, nu numai proiecte strict educaționale, nu numai proiecte care implică zona de tehnologie. Ajutăm preuniversitarul prin ceea ce gândim în Politehnică pentru a se putea dezvolta în așa fel încât noi să beneficiem ulterior de studenți cât mai buni și un interes mare pentru noi. Venim și pe zona de concursuri pentru elevi, pentru că, de exemplu, într-o discuție cu companiile încep să apară probleme vis-a-vis de anumite competențe pe care le au studenții, dar astea vin și din zona preuniversitară legat de muncă în echipă, legat de lipsa anumitor concursuri cu care aceștia erau obișnuiți. Deci încercăm să venim să suplinim tot ceea ce s-a pierdut în ultimii 2 ani într-o anumită formă legată de prezența fizică, dar să nu uităm, și asta sublinea foarte bine și domnul inspector general și chiar mi-a plăcut, toate oportunitățile care au venit în acești 2 ani de zile, și pot să vă dau un exemplu strict legat de Politehnică. De momentul în care am ajuns pe poziția de rector, îmi doream să avem o universitate în care, practic, documentele să circule doar în format electronic. Bineînțeles, avem niște restricții date de legislație, dar destul de minore. Ei, dacă nu aveam această formă, mă rog, pandemică, nu mă bucură că a fost atât de lungă, dar acel început, era mult mai greu să convingem personalul administrativ de necesitatea și de modul acesta de nevoia de a lucra, pentru că asta înseamnă viitorul.
momentul în care am avut această oportunitate, ea a fost verificată foarte rapid. La ora actuală suntem la noi iterații pentru ceea ce înseamnă acest mod de circulare a documentelor în Politehnică și a fost acceptat și învățat de oameni mult mai ușor. Ce aș mai sublinia, și asta vis-a-vis de ce s-a mai spus, e munca deosebită pe care cadre didactice din preuniversitar au făcut-o în această perioadă. Am văzut acest lucru și la universitar, dar într-o formă sau alta, zona universitară a fost, așa cum ai subliniat și tu, Diana, mult mai pregătită pentru ce vine. Dar și acolo au fost persoane care au depus eforturi mult mai mari decât înainte. Ei, în zona preuniversitară, eforturile au fost chiar mai mari. Sunt oameni care merită toată aprecierea noastră pentru faptul că poate dacă înainte lucrau 10 ore sau 8-10 ore, acum au lucrat 12 ore pentru a se pune la punct și a veni mult mai aproape, pentru că până la urmă elevii, dincolo de o lipsă de dispozitive, în unele cazuri, poate în zona rurală, totuși au putut mult mai rapid să progreseze sau au fost mult mai conectați la ceea ce înseamnă o tabletă sau un calculator, câteodată față de unele candidate. Și atunci saltul a fost destul de mare, dar a fost un efort susținut și mulți merită toată aprecierea noastră. Da, așa este și sunt perfect de acord că, într-adevăr, inclusiv nu numai Politehnica, ci toate instituțiile la nivel european, mondial și inclusiv Ministerul, Inspectoratul Școlar Județean, apreciază în special efortul profesorului, copilului și părintelui. Pentru că ei ne definesc nouă cât de important este această, să zicem, comunitate care se creează și acest sprijin reciproc și au toată admirația noastră pentru tot ceea ce reușesc să facă. Domnule inspector școlar județean, văd că aveți, general, aveți un răspuns. Vă dau voie și după aceea vă pun următoarea întrebare. Da, în primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului rector pentru că și trebuie să recunosc că acest lucru a făcut-o și public și personal, nu se pune problema. A remarcat foarte bine nevoia de un învățământ preuniversitar cu un proces educațional și didactic de calitate, pentru că trebuie să ne dezvoltăm în tandem. Nu putem ca învățământul superior să meargă într-un limba lor și noi să rămânem foarte, foarte în urmă. Ceea ce e foarte important este că și acceptăm acest lucru cu plăcere când e vorba de elevii și copiii noștri, că ne puteți trage undeva lângă zona universitară și pentru acest lucru vă mulțumesc, domnule rector. Am vrut să răspund la câteva întrebări, observații din zona de întrebări și răspunsuri. O colegă de noastră, profesor, ne întreabă, nu credeți că e de fapt vorba și de partea financiară a cursurilor de formare? Aș spune că da și mai mult nu. Pentru că la nivelul județului Timiș, chiar în aceste acum 2 ani de zile, exact după la finalul anului școlar, am negociat cu sindicatele un contract de muncă la nivelul județului Timiș, da, la nivelul grupului de unități din județul Timiș, în care chiar acest lucru a fost prioritatea noastră la sindicatele să financeze cursuri de formare în zona de IT pentru colegii noștri profesori. În plus, Casa Corpului Didactic și la fel și în județele de unde proveniți dumneavoastră, există programul CRED. Puteți să intrați pe site-ul Casei Corpului Didactic și să vă înscrieți la cursuri de formare care sunt gratuite și în plus, aș zice că se primește o sumă de bani dacă te încadrezi în criteriile de acolo. Doamna director poate spune mai multe vis-a-vis de acest lucru sau de etapele următoare ale selecției. Formarea este foarte importantă pentru noi și, într-adevăr, sunt și această perspectivă a cursurilor de formare plătite, dar noi nu agrem, bine cunoscut din faptul că resursele sunt limitate, resursele profesorilor sunt limitate din această perspectivă, dar și unitățile de învățământ ar trebui să cuprindă bugete de formare la nivelul acestora. Altă întrebare provine de la, apropo de numărul mic de elevi în clasă. E adevărat că este foarte bine să avem un număr mic de elevi în clasă, dar dacă vorbim de județul Timiș în care numărul de elevi a crescut numai în acest semestru cu 350 de elevi care au venit din afara țării sau din afara județului Timiș. Nu mai vorbesc de anul școlar următor care va crește cu 1000 și ceva numărul elevilor. Cu siguranță infrastructura nu este adaptată la ritmul de acesta mare al,
al creșterii numărului de copii în unitățile de învățământ. Cu urmare, avem o problemă de infrastructură. Ne-am dorit foarte mult, după modelul francez, așa cum se întâmplă acum, cel puțin se pilotează la nivel de Franța, ca la nivelul unor clase să se studieze cu un număr mic de copii, maxim 12 copii, ceea ce ar fi și o perspectivă a unei altfel de abordări, a predării online, chiar și hibrid. O altă întrebare care este acolo este legată de... avem table inteligente, dar încă nu am reușit să fim cursați. Am reținut școala de unde provine informația și mâine mă voi ocupa personal de acest lucru, pentru că sunt investiții ale statului român în ceea ce înseamnă table interactive prin programul ROS pentru licee, și acest lucru este foarte important, pentru că aveți echipamente de ultimă generație și trebuie doar să le folosim, ceea ce nu e în regulă din perspectiva managementului, și o să discut mâine personal cu directorul unității de învățământ. Doamna profesor, vreau să-mi puneți o întrebare, vă rog. Da, deci mulțumesc mult de tot și îmi pare foarte bine că răspundeți la multe întrebările din întrebările care s-au strâns. Sunt peste 30-40 de întrebări care s-au strâns și încet și peste tot. Nu vom putea răspunde la toate, îmi cer scuze pentru aceasta. Două lucruri vreau să le mai menționăm acum, fiindcă am promis că în cam o oră, deja suntem aproape la o oră. Și doar două lucruri. Una este necesitatea existării de materiale digitalizate, a unei biblioteci virtuale. România încearcă de cel puțin 8 ani să construiască o bibliotecă virtuală la nivel național, inclusiv cu o finanțare enorm de mare, după părerea mea, și încă nu am reușit să o... Nu am văzut-o, niciunii dintre noi o așteptăm. Noi să sperăm că vom reuși să creăm o structură care să ne permită, cel puțin până în vară, să permită tuturor publicarea de resurse libere și educaționale. Lucrăm la o asemenea structură, tot pe o platformă deschisă. Dar aici văd cumva mai mare implicarea tuturor. Resursele educaționale deschise, adică orice resursă, orice manual, orice lecție pe care tu ai pregătit-o, ar trebui să poți să o împărtășești cu ceilalți și să poți să, să zicem, să o distribui. Doamna Pisanu, ce credeți? Cum se poate face acest lucru? Cum îi pregătiți pe profesor să poată să facă acest lucru? N-aș fi vrut să intru într-o zonă mai delicată a acestei formări, dar mă obligă contextul. Spunea domnul inspector general de acel curs al ministerului, care nu doar că este gratuit, oferă și subvenție în condițiile, desigur, prezențelor efective la această formare. Țin să precizez faptul că suntem pe ultimul loc din țară la numărul de cursanți, la numărul de cadre didactice care au dovedit interes pentru această formare, care, de fapt, este o formare unică la nivel național. E vorba de abilitare curriculară pe toate disciplinele. Acum, nu am datele inițiale ale proiectului, pentru că nu am fost în funcție în acea perioadă și nu cunosc foarte multe detalii despre debutul acestui proiect la nivel de județ, în privința numărului de formatori selectați și a contextului, spuneam, de început. Dar, cu toate acestea, în ciuda eforturilor pe care le-am depus alături de colegii mei inspectori de specialitate, cadrele didactice ale județului nostru nu au fost atât de interesate. Firește că discutăm de o formare de lungă durată. Firește că este dificil. Cunoaștem efortul pe care îl depun marea majoritate a cadrelor didactice, îl depune pentru pregătirea zilei următoare la clasă. Știm că aceste cursuri presupun și teme foarte multe. Deci cunoaștem minusurile, dar cu toate acestea cursul vine cu 30 de credite și cu o subvenție. Acum, firește că avem competiție din partea privatului, care oferă acele 30 de credite mult mai ușor, și nu vreau să spun cum aici, pentru că nu e cazul și o știm cu toții. Deci aici avem încă o problemă de mentalitate. Cu toate că nu este neapărat locul și momentul poate potrivit, și eu felicit colegii care se implică și sunt alături de ei, dar avem o problemă în această privință de
a ne focusa și a dori efectiv să începem schimbarea cu noi înșine. Pentru că aici este cheia, de fapt. Da, și într-adevăr, poate acest sistem de învățare în care parțial este asincron, deci online, prin tot felul de materiale și sprijin și doar parțial sincron sau chiar în vacanță, cum sugerează unii dintre colegii noștri, ar putea să fie răspunsul unor posibile întrebări și soluții. Și eu mă bucur de acest lucru. Vă rog, doamna. Referitor, da, voiam numai să spun, apropo de acea bibliotecă virtuală, referitor la aceste resurse, tot în cadrul proiectului CRED au fost formate cadre didactice care elaborează astfel de resurse, RED, resurse educaționale deschise, și există acces inclusiv de pe site-ul CCD-ului, dar și de pe cel al inspectoratului școlar, către aceste resurse educaționale pe diferite discipline. Deci avem și în continuare se dorește îmbogățirea acestor resurse prin formarea altor cadre didactice care vor elabora aceste materiale. Da, așa este. Aceste resurse prin CRED sunt foarte utile. CRED este un proiect în care eu cred și în care sunt convinsă că a ajutat enorm de mult învățământul. Țin minte anul trecut că erau foarte multe întrebări că de ce doar profesorii din gimnazial pot să participe la el. După aceea au mai început și cei din liceal să se mai implice și cei din învățământul primar. Așa este când este finanțare, este doar pentru un anumit grup țintă, noi să sperăm că toți își doresc schimbarea. Nu e vorba de finanțare aici neapărat, era vorba de abilitare curriculară. S-a schimbat curricula pe gimnaziu la modul integral al ciclului gimnazial și atunci s-a simțit nevoia de această formare pe primar și gimnaziu. În momentul în care vom avea o curriculă definitivă și pe tot ciclul liceal, sunt convinsă că se va găsi o formulă de formare și pentru această zonă. Da, așa este, și vorbim de această comunitate care se implică și care încearcă să schimbe lucruri. Și acum mă îndrept din nou spre domnul rector conferențiar Drăgan. Domnule rector, am văzut ce poate să facă Politehnica, să zicem, pentru învățământul preuniversitar, dar comunitățile funcționează numai într-o soluție win-win, când toată lumea are avantaje și câștigă câte ceva, fie experiență, fie altceva. Cum vedeți implicarea învățământului preuniversitar, a cadrului didactic, a elevilor, a structurilor, în viața reală a Politehnicii Timișoreană? Implicarea este cât se poate directă prin faptul că elevii absorbă liceele și vin la Politehnică mult mai bine pregătiți, așa cum a zis și domnul inspector. Acum, pe de altă parte, noi încercăm împreună cu studenții noștri să creăm o comunitate puțin mai largă, nu strict universitară, ci împreună cu preuniversitarul, pentru că e foarte important să... ca elevii din zona, din preuniversitar să fie mult mai obișnuiți și mult mai informați legat de tot ceea ce se întâmplă în tehnologie și în digital, pentru că ăsta este viitorul și e destul de clar. Dacă acest lucru se întâmplă în câteva licee din orașele mari, acum vorbim de Timișoara, da? E vorba de toate orașele mari, nu se întâmplă neapărat sau se întâmplă mult mai dificil, așa cum s-a și spus, în orașele mici sau, mă rog, în zona rurală, dar acum liceele în general sunt prezente în zona urbană, chiar dacă vorbim de urbanul mic. Din acest punct de vedere, noi putem, prin ceea ce dezvoltăm aici, prin ceea ce facem la cel, prin anumite cursuri pe care le avem pentru zona preuniversitară, profesorii să vină să dobândească anumite competențe și să să le transmită spre elevilor, fie că e vorba de competențe digitale, fie că e vorba de competențe pe zona tehnică, mai generală, nu strict legat de zona digitală. Deci din acest punct de vedere, beneficiile sunt clare pentru toată lumea. Pentru cei din zona preuniversitar sunt directe, prin lucrurile pe care le primesc. Pentru noi urmează ulterior prin faptul că ne vin elevi mai bine pregătiți și, bineînțeles, vom avea studenți pe care putem să-i formăm pornind de la un alt nivel. Este foarte important pentru noi, pentru Politehnică, mai ales că, după cum știm, la nivel european, dar nu numai european, global, poate zona asiatică mai puțin, zona de cunoștințe pe zona STEM
e într-o anumită scădere, dar din punct de vedere al cerințelor, cerințele sunt mult mai mari pe ceea ce înseamnă specialiști, ceea ce înseamnă inginerie, ceea ce înseamnă, mă rog, cercetători. Și pentru o țară ca România e foarte important să dezvoltăm în continuare, să creștem acest număr și nu putem vorbi doar de număr fără să vorbim de calitate. Și atunci, în tot acest context, toată lumea are de câștigat, în primul rând, preuniversitarul prin ceea ce, cu ceea ce vine universitarul spre ei. Ce nu mă refer strict la Politehnică și celelalte universități din Timișoara, bineînțeles că pot să aducă foarte mult în zona de preuniversitar și o și fac, dar și după aceea cu ce privim automat, de fapt, nu avem cum să pierdem, dar cred că deja toată lumea știe acest lucru și, într-o formă sau alta, și prin legătura pe care o avem cu domnul inspector Mărin Popescu și cu inspectoratul, cred că la ora actuală drumul e foarte clar, foarte bine conturat și sprijinul e total de ambele părți. Noi am avut și întâlniri cu directorii de școli în care ne-am spus, puțin ne-a încurcat totuși acest context pandemic pentru că întâlnirile au fost online, n-am putut să mergem în licee sau să vină ei spre noi. E o problemă puțin de mobilitate, dar se vor termina, nu e o problemă toate lucrurile astea și în momentul respectiv, cred că mental toată lumea e pregătită pentru lucrurile bune care vor veni, sunt convins. Da, așa este și eu cred cu tărie că, de fapt, lucrând împreună și încercând să ne implicăm în viața liceelor și colegii din liceu să se implice în viața universității, de fapt, ne ajutăm reciproc, fiindcă toți dorim să trăim într-o regiune, într-un oraș și să avem o viață cât mai bună. Domnule profesor Popescu, din ce perspectivă credeți, ce ați vrea dumneavoastră să faceți încât să fiți mai aproape de Politehnică? Ce v-ați dori? Să veniți mai aproape de microfon mai întâi. Să fim noi mai aproape de Politehnică? Da. Noi suntem foarte aproape de Politehnică. Clădirile sunt foarte aproape. Sigur că deschiderea Politehnicii e una fabuloasă pentru învățământul preuniversitar. Numai un detaliu față de cele care vi le-am spus, și anume faptul că însuși domnul rector Florin Drăgan a participat în comisie la evaluarea managementului unităților de învățământ la concursul de directori și spune mare lucru vis-a-vis de interesul pe care îl are față de un management serios, un management responsabil și cooperant. Ca atare, lucrurile sunt foarte clare aici. Ce ne-am dorit? Sigur că resursa umană e cea mai importantă. Am remarcat acest lucru și la întâlnirea care l-am avut cu mediul academic, în care spuneam că avem un deficit atât de mare pe resursa umană încât nu știu dacă îl putem acoperi în următoarea perioadă. Mai ales pe zona de ingineri, maestri, fizică, chimie, toată zona de STEM este din păcate greu de acoperit. Abordarea noastră în această perioadă este ca inspectorii de la managementul resurselor umane să înceapă deja promovarea ofertelor de titularizare pe posturile din învățământ deja pentru studenții care se află în anul final la licență sau cei care sunt la masterat și urmează să susțină disertația în această vară. Cu alte cuvinte, am vrea cumva să promovăm oferta de angajare în învățământul preuniversitar din Timiș, pentru că este o primă etapă și acest lucru putem să facem noi cu sprijinul colegilor noștri din universitar la cursurile pe care le susțin, fie că sunt online, fie că sunt față în față. Aceasta este o primă remarcă și resursa umană este cea mai importantă și eu cred că de aici ar trebui să pornim. Apoi, următorul pas important este cel legat de formarea cadrelor didactice, la care ține foarte mult. Trebuie să recunoaștem că formarea cadrelor didactice în ultimii 10-12 ani a picat în derizoriu. Nu mai există un interes pentru formare, pentru că mi-aș dori foarte mult și sufăr, aici trebuie să recunosc, lipsa unei formări de calitate ne aduce la lipsa unor competențe a colegilor noștri. De ce? Pentru că formalismul este la înălțime în învățământul preuniversitar. Și nu mai intru, mă opresc aici pentru că colegii mei vor înțelege ceea ce spun. Mi-aș dori foarte mult să creez exact ca în zona universitare și vom încerca încet încet să cuantificăm foarte mult plus valoarea dată de activitățile la care participă colegii noștri profesori. Și poate ar fi un demers pozitiv pentru tot ceea ce înseamnă plus valoarea adusă de învățământul preuniversitar în România și mă refer aici la activități de tip formare, conferințe, seminarii,
cu materiale și plus valoare care aduc documentele științifice pe care colegii mei le vor transmite în aceste întâlniri. Știm foarte bine și deschiderea a Politehnicii și a celorlalte universități vis-a-vis de a crea acele secțiuni la conferințele din zona universitară pentru profesorii din preuniversitar, separate, da? Tocmai în ideea aceasta de a aduce plus valoare și a fi serios în ceea ce înseamnă formarea cadrelor didactice, pentru că și participarea la astfel de întâlniri, conferințe, evenimente înseamnă plus valoare pentru sistem. Mi-aș dori foarte mult acest, mai câteva dintre lucruri, dar rafinate, pe care am dorit să le facem împreună. Mulțumesc și eu chiar sper că și sunt într-un fel convinsă că le vom face. Noi aici în Timișoara lucrăm bine împreună. Eu mă bucur când văd atât de mulți oameni din afara Timișoarei și Timișului care participă și la aceste webinar și la workshop-urile pe care noi le organizăm. Și astăzi sunt oameni din trei țări, inclusiv din Spania și din Germania și din Republica Moldova, bineînțeles, care vin aici și sunt foarte multe întrebări privind inclusiv și subiecte pe care noi le vom aborda și voi spune în încheiere ce vă urmează să facă, dar așa cum am spus, voi prezenta la finalul fiecărui webinar de acest tip câte o aplicație, câte o unealtă și fiindcă astăzi vorbisem despre Unicampus, îmi permit să vă arăt Unicampus, ce înseamnă Unicampus, platforma pe care noi am dezvoltat-o începând cu anul 2016 și care de fapt vă poate ajuta să încercați să învățați și să găsiți resurse cât mai ușoare și cât mai gratuite. Sunt multe cursuri pe care le puteți găsi și multe informații pe care le puteți găsi și mult mai multe vor fi în curând disponibile. Sunt foarte multe pe care noi le-am pregătit în ultima perioadă și care stau într-o formă de draft, așa, de intermediar de a fi făcute publice. Ele toate vor putea să aibă informații și la toate puteți să vă scrieți liber și gratuit. Eu acum intru direct în ele ca să nu... Trebuie să vă faceți un cont, bineînțeles, ca pe orice altă platformă de învățare. Noi nu... Este o platformă care este sprijinită din punct de vedere tehnic și al protecției și a confidențialității datelor de către Universitatea Politehnică din Timișoara. Nu facem nimic cu datele dumneavoastră, vă încurajăm doar să vă înscrieți. De ce facem acest lucru? Pentru protecția materialului în special și pentru faptul de a nu putea fi, să zicem, distrus de către roboții automați. Sunt foarte multe cursuri pe care le puteți accesa. Am să vă arăt, de exemplu, cursul de care a rezultat în urma workshop-ului de educație deschisă din timpul săptămânii martie 2021. Acum, cum am spus, în 11 martie vom avea un nou workshop care va dura din nou 6 sau 7 ore online, căci nu credem că vom reuși să-l facem fizic, care va fi dedicat tot educației deschise. Puteți să mergeți și să găsiți aici fiecare înregistrare, fiecare clip video de la acestea, cât și materialele. Puteți să mergeți și veți putea să vizualizați materialele prezentate, informațiile. La final veți avea și un test și o anumită informare care va fi. Și la final, în momentul în care finalizați în întregime acest curs, platforma este foarte simplă, după cum vedeți, și foarte ușor de folosit. În momentul în care ajungeți la un progres aici, 100%, îl puteți urmări constant și continuu, veți primi un certificat digital care îl veți primi prin e-mail și care vă va putea certifica că ați urmat acest curs. Tot așa, sunt diferite alte cursuri, sunt cursurile de competențe digitale pe care noi le-am dezvoltat în cadrul proiectului DigiCulture și care unele se potrivesc foarte bine și învățământului preuniversitar mai ales, care sunt și despre World Wide Web, despre conținut digital, despre protecția datelor, despre foarte multe alte lucruri și informații care există, dar de asemenea și informații și date care vă pot arăta cum, de exemplu, să vă protejați și să creați conținut digital și să publicați. Peste tot aveți exact ce conțin cursurile și în ce mod sunt ele create, cât și modul de parcurgere și posibilitatea de a sări direct pe un anumit capitol sau o anumită zonă, cât și ce ecuson, ce certificat digital veți primi și veți putea folosi la finalul cursului. În fiecare dintre cursuri veți putea intra și veți putea să vizualizați o anumită informație.
Doar o secundă, fiindcă eu se pare că am pierdut un pic din semnalul internet, îmi spun colegii, unde puteți să vedeți text și informații și să le puteți accesa și vizualiza și puteți să le aveți discuții în acest sens și să puteți să vedeți diferite informații și date. Am să vă arăt încă un alt curs care este de siguranță digitală și securitate și etică, care a fost dezvoltat împreună cu partenerii, de exemplu, din Dublin și care vă arată tot așa foarte multe informații, cum puteți să vă creați anumite materiale și resurse informaționale. Și, bineînțeles, un curs, de exemplu, de comunicare și de prezentare digitală care poate să vă indice în ce mod puteți să funcționați și să vizualizați acest lucru și la final să primiți din nou același certificat digital. Sunt foarte multe cursuri, fiecare dintre ele vă indică ce puteți și cum puteți să urmați și să vizualizați. S-ar părea că am colegi care sunt în întâlnire și care au încercat să-mi deseneze și mie ceva pe ecran. În acest mod puteți să vă îmbunătățiți competențele liber, gratuit. Noi sperăm să dezvoltăm și mai multe și chiar îmi doresc foarte mult. Pot să anunț în avans că împreună cu Asociația Moodle și cu parteneri din Slovacia și din Grecia și cu Inspectoratul Școlar Județean am câștigat un nou proiect Erasmus, care va urma exact acest lucru, să creeze cursuri dedicate uneltelor deschise, în special pentru tot învățământul preuniversitar și care să le punem la liber tuturor și să fie cât mai scurte, cât mai bine structurate, încât să poată să permită învățarea directă, rapidă și într-un mod cât mai facil și asincron. Ne apropiem de final, fiindcă deja am depășit mult prea mult timpul pe care noi l-am acordat. Le mulțumesc mult de tot tuturor invitațiilor de astăzi. Vom continua cel puțin o serie de 10 webinarii. Săptămâna viitoare vom celebra Ziua Internațională a Femeilor și Fetelor în STEM, în știință, tehnologie, inginerie și matematică, cu un grup de 6 doamne și domnișoare, de la eleve de liceu până la o vârstă foarte avansată. Vom avea de la 13 până la 70 de ani. Doamne și domnișoare care au avut și au dezvoltat și au produs schimbare în zona științei și tehnologie și care vor încerca să vă inspire pe toți ce puteți face și să vă și ofere câteva informații foarte practice, unde găsiți resurse și informații pentru a putea îmbunătăți învățarea în zona noastră. Mulțumesc foarte mult, director Florin Drăgan, mulțumesc mult, domnul inspector Marivescu, domnul Patricia Sano, Zmi Hogea, domnul inspector Rușine, dar e continuare întâlnire și de vorbit. Dacă am mulțumit de încheie și ca cei, la final am să vă rog singur cuvânt care să plecte cel mai bun sperat dumneavoastră pentru relația din acest început de an 2020. Domnule rector, un cuvânt. Da, te-am auzit cam prost, nu știu dacă din cauza internetului. E din cauza mea. Internetul de la mine m-a mutat pe mobil deja, fiindcă nu mai ține internetul la mine, din păcate. Da, eu spuneam în general încredere, rămâne cuvântul, dar probabil cuvântul acestei sele, colaborare. Mulțumesc foarte mult, colaborare. Domnule Marin Popescu? Două cuvinte, te lăsăm două cuvinte. Mai tare. Mentalitate și colaborare. Așa este. Doamna profesor Pisano? Mă, dacă mi-a furat domnul general mentalitatea, cu ghilimelele de rigoare, nu pot să spun decât puțină exigență autoimpusă. Mulțumesc și mă bucur că l-am... Mă obligă să... Mă desfășor mai mult de un cuvânt. Mulțumesc și mă bucur că l-avem alături de noi și pe domnul inspector Cosmin Hogea. Acum, la final, doar un cuvânt de speranță sau de viziune pentru acest început 2022. Perseverență. Sunt foarte convinsă că cu ajutorul colaborării schimbăm mentalități
reușim să ne impunem și o exigență și doar cu perseverență vom reuși să mergem mai departe. Eu întotdeauna spun curaj și colaborare. Curajul ne poate mișca și ne poate îndruma spre mai departe. Vă vom aștepta miercurea viitoare, tot de la ora 18, pentru a discuta despre ce se întâmplă în educația STEM din punctul de vedere al Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor în STEM. Vă mulțumesc mult de tot tuturor, țineți aproape și vă mulțumesc pentru ce faceți pentru educație. La revedere! Mulțumim, la revedere! La revedere! La revedere!